Bună seara! Suntem într-o misiune imposibilă de a găsi cea mai rară specie vocală din lume, contrasoprana. Oh, doamna Oatu. E doamna, doamna... Doamna bunicuța Oatu. Da. Che bella cosa la morte sogni dare a sirena troppo patenta bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata sole. Dacă era doamna Ozana cu noi acum, ce, ce zicea? Ce fantastic, fantastic momentul ăsta. Cât te dea? 12. 12, clar. Mama tu sole. O sole, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte... No, 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 am spus, exagerez, ca de obicei, n-ai nicio treabă. E... Carasă, trebuie să înțelegi un lucru. Există momente muzicale în care trebuie să asculți coma de după terța majoră. Și acum ne armonizăm. Nu se poate așa ceva, măi. O acută aveți? Și pe aia o făsăim. Haide că se uită publicul, haideți. Auftac, auftac, stai fronte, haide, haideți. Sta, sta, sta... Stop, nu e bine. Am spus că începem pe cap și terminăm pe piept. Eu am terminat cu capul, vreau să intru pe piept. Atunci, și ce facem? Iei tu capul și termin eu pe piept? Îți dau ție partea asta și iau eu capul. Zic eu. Deci termin eu pe piept, gata. Pe pieptul cui? Pe, ce pe piept? Unde termin? Acuta, doamnă. Încep, măi, vorbim... Deci începeți pe cap, terminam pe piept. Așa e normal. Asta nici din cap noi, și din cap termin pe piept. Corect, așa se face. Asta e ideea, haideți. Stai front! Stai front! Nu mai aplaudați, nu mai aplaudați băcăria. Nu mai aplaudați băcăria. Eu nu știu ce caut aici cu asemenea... Nici noi. E și violentă, nu știu. Nu înțeleg. Măi, băieți, suntem în fața unui juriu de seamă. Eu înțeleg că sunteți la început, eu sunt Dita mai soprana, mă, fraților. N-ați să stăți la sfârșit. Ideea e în felul următor, te bag... vă dau o provocare, vă țin o provocare muzicală. Pentru dumneavoastră orice, doamnă. Am o arie unde se ridică rău de tot pe sus. Sus. Regina nopții, regina nopții. Nu mai aplaudați băcăria, nu mai aplaudați. Regina nopții din flautul mărgel, fermecat de Mozart. Sigur. Știți că sunt acutele alea acolo, puteți? Da, putem. Da, da, mai sigur. Mult puteți decât puteți. Haideți să mergem. Muzica, maestro. Asta nu e live. Asta nu e live. Nu e live asta. Asta nu, dar asta e haziu. O să vezi. Da?
Stop, 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 stop. Voi băieți, nu era playback asta? Ce playback, mă, îți bajut de noi? Măi, ce playback? Noi nu ne permitem așa ceva, nu e... Era live, 100% la radio, noi. Înțeleg că acest playback a devenit un spor național și așa se cântă, dar noi nu ne permitem. Suntem totuși... Caras, da, ai trimis negativele sau pozitivele? Negativ, pozitiv, noi tot live cântăm. Noi am venit să cântăm live. Live is live, la 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 la. Ia, dar duceți... Las-o. Doamnă, nu plecați acum, că nu s-a terminat. Doamnă... Mă, vedeți ce a făcut? Nu știu cine m-a chemat aici. Delia, doamna a cântat live. A cântat live sau a fost foarte... playback? Cântă bine și live și playback, am auzit-o. Da? Da. Deci ambele, semi-playback a fost. A fost ultima ei dorință. Eu am auzit și voci pe fundal, a fost doar de susținere, să știți, da, nu a fost. Da, era da. Un track, erau track-urile, erau era un track. 100%, da. Se cânta aici, eu am fost lângă și am auzit. Eu nu mai știu ce să cred. Da, la Viena, da, respirația. 78. Da, da, exact, respirația. Da, Luciano Pavarotti, unde e în sezonul trecut? Luciano, avem și un al treilea membru. Penso che solo così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Vrem să vă facem o surpriză, un nou cadou muzical din partea noastră de Three Tenors. Piesa se numește Sweet Little Girls. Wow! Elvis! Poate-și la fel, curești la fel, la fel, mai găsești, primește trei, la fel, curești la fel, și te duci la iubor, și juriul lor e chiar așa, de dreapta de ea, na, și-aș lua acum. Nervii Calvin, că l-a văzut și pe Cosmin. Povestea lor e chiar așa, în capăt bordea, cordea, hai mai șerban, de ce ai plecat? Te-ai dus și tu, de ce chiar tu? Te-ai dus și tu după pentosul la fel. Are o voce senzațională, o să vezi. Da, știu. Da. Nick Boda, marele Nick Boda se întoarce. Vocea de aur a acestei emisiuni. Suntem în 2045. Așa vorbesc și eu. Au trecut 22 de ani de când Nathan Ticu, plin de talent și energie, a provocat dispariția emisiunii Ai Umor. Ce s-a întâmplat între timp? Nimic extraordinar. Nathan Ticu e la al doilea transplant de ficat. Băi, a folosit aiu, bă. Nu cred. Ce părere aveți de o femeie care vine și vă întreabă dacă aveți colesterolul mare sau mic? Ce părere v-ați face despre ea? Uite-l, bă. Și și ea spune, du-te și caută-ți altă treabă. Bă. Ce să-i bui? Păi ea poate are alte. Pe cap. Și dacă eu ia plop, să-ți cește e treaba. Poate măcar bouăle. N-ați avea o părere bună despre astfel de femei care întreabă așa ceva? Nu. Ceva nu se întreabă? Nu. Bă, fara lor, dar nici o dată. Păi cu ce întrebi așa ceva? Băi, Nathan Ticu! Doamne, deci Nick Bodea, pe lângă, lasă vocea. Deci eu nu m-am așteptat la asta, n-am văzut-o venind. Deci eu, doamne, deci eu chiar am crezut că în filmulețele aia e Nathan Ticu. A devenit un tip foarte sofisticat. Medicii spun că a treia oară îi pun direct foie gras. De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii. Bască. Avea un memorandum. Un memorandum. După Lizzie în spate. De la praie. Toți au ani. Lizzie este încă soția lui. Ne-am coronat. Deci, la spatul așa popular, am făcut o rundă. Și după rând, dacă eram postul Paștilor, nu ne-a luat.
De înțelegi? Da, așa înțeles bine cu soția, dar... Da, foarte bine. Și ca să-l ferească de diabet, bă, îi face ceaiul și zilele amare. V-am văzut mereu că adunați bidoane. De ce? De plastic. Păi și toți banii dați pe țuică. De ce? De perlă. Cosmin e încă un tip foarte emotiv. La fel cum făcea pe vremuri. Îl poți observa făcând brusc ochii mari. Și asta înseamnă că boxerii lui sunt ca fundul unei cești în care tocmai a fost cafea. Acum nu mai bea, deci nici nu mai face stand-up. Însă românii îl iubesc în continuare, la fel de mult cum îi iubesc pe unguri. Acum e medic și lucrează într-un spital de boli nervoase. Așa i-au spus că e angajat acolo, iar el stă pe hol și face ce visa când era mic. Dirigează circulația. Băi, am râs cât pentru trei emisiuni, jur, deși m-am crăcănat de râs. Și veneau valuri, valuri, nu se mai oprea. Bordea, în schimb, a descoperit o cremă minune și a crescut părul. Uite-l cum se uită, bă, cu ochi blaji. Bă, n-ai cum, m-am văzut creț. Bă, eu vreau filmările alea. Îmi stă bine creț, m-a spălat. Știți, mă, că eu am filmare cu mine când mă spăl pe cap cu șampon. Crema era pentru erecție, dar a avut efecte secundare. Un alt efect secundar a fost că au dispărut glumele din momentele lui de stand-up, dar nu s-a simțit nemulțumit de părul crescut în exces. A apelat la o bună prietenă, Paula Chirilă. Când a găsit-o, Paula îi ținea locul Mirelei Vaida, la coadă la oficiul de pensii. Ea l-a dus la un centru de epilare definitivă, unde efectul a fost extraordinar. I-a dispărut părul, dar și tatuajele. I-a povestit lui Cortea despre asta, în timp ce i-a prindea o luminare. Nu, Cortea nu e mort. Mă rog, poate pentru showbiz, dar altfel, astăzi este ziua lui. Împlinește 194 de kilograme. Cătălin însă își duce viața mai departe. Are 61 de ani, însă arată de cel mult 73. Și încă plânge, pentru că niciodată nu și-a îndeplinit marele vis, să fi jucat în liceenii. Lucrezi la referată pentru cercul de română? Da, și nu-mi iese, mai am atâta de fișat. Păi uite, dacă vrei, aș putea să te ajut eu. Ce mai trebuie să citești? Chiar ai putea? Sigur că da. Aolo! Bine, uite, cam despre asta e vorba. Băi... Și când îți trebuie să fișe? Mihai, zău, parcă nici nu îndrăznesc să te rog. Peste trei zile e bine? Mihai, ai scos dintr-o mare încurcătură. Delia a plecat din România încă din 2025 și a dat seama că degeaba strânge atâtea criptomonede dacă e muritoare. Așa că a plecat în Tibet în căutarea nemuririi. Și a luat numele de Dalai Lama. Răspunde acum la întrebări existențiale. Dalai Lama, bă. Există viață după moarte? Actually, the death is really useful for me. It's a great, igniting, great kind of like benefit for me. So, there's a lot of great insights comes when you're really facing the death and die. Excellent. Cum se face că pe Dumnezeu nu îl putem vedea? Și de ce la nivelul tău de artă pui poze în chiloți pe Instagram? La Delia vin acum toți mai mari lideri ai lumii să-i ceară sfaturi. Inevitabil, toți pleacă de la ea știind la perfecție dansuri de pe TikTok. Hurrah! All this designer got me drip-drip, if you know what I'm saying. Yo, Donald, I have the swag, God, as the youth say these days. Joe, what the hell are you wearing? Yo, dope Francis, hook my boy Joe up, will you? Thanks, Don. Just call me Drippin' Joe. Let's get it. Balenciaga. 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 We can all be proud of.
Because leadership matters. And women's leadership matters. And we would like to see more women across the alliance. Din când în când, Delia stă în vârful muntelui și cântă. Ecoul îi duce glasul până în România, unde oamenii se adună în sala palatului doar ca să audă acolo vocea ei minunată. Asta în timp ce pe scenă cântă Bănică. În tot timpul ăsta, acum, în anul 2045, Chelu, zis Cătălin Ștefan Ion, are 67 de ani. E încă un mare cuceritor. De câte ori întâlnește o femeie frumoasă, o întreabă zâmbitor. Și, vin de aici, s-a mutat definitiv la țară. Cum ai ajuns aici cu familia? Cum am ajuns? În mod natural. Ne-am dat seama că traiul la oraș e o prostie, cel puțin pentru noi. Și după 3 ani de trăit aici în pădure, simțim că ieșim, trăim și mai fericiți. Și-a deschis primul cimitir pentru oameni vii. Toți dezbrăcați, pentru că e singurul cimitir din România unde nu sunt strigoi, sunt doar goi. Bună ziua! Numele meu este Cătălin Ion Ștefal și sunt managerul firmei 200 CM în jos, Records. Am un mesaj pentru dumneavoastră, dragi români, din țară cât și de afară, pentru că noi facem și repatriem. Stați acasă, dacă nu vreți să ajungeți la noi! 200 CM în jos! Man. I se spune Don Chelu, ceea ce l-a făcut un pic confuz pe un bladon. Nu are niciun dușman. Toată lumea îl iubește, ceea ce îl nemulțumește profund. Bineînțeles că și-a păstrat și vechea afacere, însă cu vârsta a fost nevoit să-i schimbe numele studioului în 17 cm Records, lucru care îl face încă mai mare cu 2 cm decât Dan Badea. Chelu a intrat în istorie ca cel mai mare cântăreț de rap care a trăit vreodată în România. A primit acest titlu datorită talentului său și a colecției de arme pe care o deține. Acum, în 2045, cineva a avut ideea reunirii jurului pentru ultima dată. Decorul s-a schimbat. Ei au îmbătrânit. Însă singurul lucru care i-a unit pe acești oameni a rămas așa cum îl știau. Începe ziua de salariu la Ai Umor. Bun, bun, bun. Doamne, doamne! Doamne. Când se va difuza ediția asta, eu cred că mă căcănesc cu Lizzie acasă. Eu îmi chem familie, prieteni, îi pun să se uite, pentru că este... e peste poate. Eu aș plăti bilet să văd așa ceva. Băi... am râs cu lacrimi, bă. Băi... bună seara! Deci este ceva... mă sperie ce s-a întâmplat acum, mă da, sperie da, rău de tot. Sincer, răspund că mă sperie. E panică mare. Chiar mă sperie. E scary rău de tot, dar amuzant... până la cer și înapoi. Bă, am râs de... nu că am făcut pe mine, dar... S-a auzit, mi-a fost greu să... bă, nu, am râs foarte tare. Mă bucur că m-a plăcut. Eu dacă aș avea un program de făcut asta, există un program? M-am jucat non-stop. Aș pune pe bunica mea la Spicy Girls. Deci aș face niște chestii rele, rău de tot. Mama, aș pune pe Livia înapoi în relație cu mine. Posibilitățile sunt infinite. Deocamdată e ok, că se observă că este manipulată da. Imaginea, însă pe viitor ar trebui să ne îngrijorăm că lucrurile nu o să mai fie. Cred că deja există. Deci să înțeleg că numărul dumitale de omor este un semnal de alarmă. Să spunem. De acum trebuie să vă așteptați la faptul că vor fi imagini atât de bine făcute încât vei spune 100% că și trebuie să înțelegi că nu vor fi reale. Urăsc ideea, urăsc procedeul. Știu. Am mare deficit de imagine. Toți se grăbesc să facă chestia asta cu persoana mea, știind exact ce gândesc și ce am în cap. Tu ai fost printre primii făcuți cu asta, da. Știu că prima oară când l-am văzut într-un filmuleț pe TikTok, l-am văzut pe Chelu cântând muzică populară. Spune, da. Păi, da. Băi, e el. Eu când am văzut ăstea că au început să apară pe TikTok acum jumătate de an, nu mă gândeam decât cât durează până când le vede. Că mă gândeam să-i trimit eu, nu-i trimit eu, că mi-o iau eu.
lasă să-i trimite alții, că sigur cineva îi trimite. Eu cred că el o să-și ia telefon cu butoane. Dacă se duce mult ăsta cu AI-ul și cu deepfake-ul, eu cred că asta se va întâmpla. Caracatel de la. Caracatel. Racatel nu se încarcă, nu se descarcă. Dar de ce te-ai enervat așa? Da, pentru că nu-mi place ideea în sine și omul ăsta s-a folosit de chestia asta, care este chiar... Dar nu ți-ai folosit să te enerveze pe tine. Da, el... A, nu, a fost de bun gust, dar m-am abținut să nu râd nici în cazul vostru, pentru că n-aș putea să râd în cazul meu. Pentru că mă enervează foarte tare, dar și a fost noi, o formă, de, la mine, o formă de corectitudine. Aș fi râs. Dacă aș fi râs, înseamnă că nu m-aș fi abținut și aș fi fost cât de cât de acord cu subiectul. Ok. Încă legile nu ne-au ajuns din urmă și oamenii poate să-mi folosească imaginea și mă deranjează că e la liber, pentru că totuși eu sunt eu, gândesc ce vreau și nimeni nu a reglementat situația. Vreți să vă jucați cu AI, să folosiți fețele, vorbele, vocile altora? Păi reglați și legile, că ar trebui măcar să plătească și prețul ar fi mare. Am pus punct. Uite că mă deranjează. Hai să nu ne întristăm, da, că m-am enervat eu. Eu vreau filmarea asta, vreau filmarea asta pentru mine. Deci vreau să rezolvăm. Sper să primesc filmarea. Sper din suflet. Să mă uit dimineața așa la mine cum mă spăl creț pe cap. Mă bucur să fiu din nou aici. Ne vedem data viitoare. Te rog, filmarea, vreau filmarea, vreau filmarea. Da, să rezolvăm. Oh, bună seara, bună seara, iubor! Bună seara, dragilor! Ah. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație nu și mulțumesc frumos nimeni. Pentru... Nu te-a invitat nimeni! Pentru... Nu mă știi, aplauz. iartă-mă, așa făceam și eu, mulțumesc pentru invitație, dar m-a invitat un singur om. Da. E, oricum, îmi face mare plăcere să vă văd din nou. Vrei să-l întrebi acum că ești în poziție, da, domnule Natanticu? Păi acum îl văd și pe Cosmin, îl văd și pe Cătălin și n-am să uit niciodată, chiar le-am spus treaba aia cu berea a fost celebră. Puteai să aduci o bere la masă aici? Da, chiar puteam, dar de frică nu o aduc. În rest, ce să vă zic, îmi face mare plăcere. De fiecare dată vin cu emoție, dar o emoție din asta constructivă, că m-am obișnuit cu ea. De când fac meseria asta, am învățat să gestionez emoția. Am văzut datorită stand-up-ului țara, am văzut țări străine, dar sincer să vă spun, nu am venit să mă laud, cel mai mult mi-a plăcut în Spania. Și spun treaba asta unor oameni care au fost în America Express, ei doi. Am fost în Asia. Doamnă, dumneavoastră, vă urmăresc. Ați fost în toți munții planetei. Iar Cătălin, ce să zic, pe dune de nisip, în Dakar, zboară cu mașina. Mie chiar mi-a plăcut în Spania mult de tot. Am fost la Madrid, am fost la Barcelona, am fost la Valencia, da, cu avionul, nu mai am emoții. Prima oară în viața mea am avut emoții în 2010. În 2010 a fost prima oară când am zburat cu avionul, era activ aeroportul Băneasa. Nu știu dacă l-ați prins, aeroportul Băneasa sau... Acum am văzut că renovează, dar în 2010... Cum să vă zic eu, n-avea duty free, avea dute free. Da, era așa, cum să vă zic eu. Mie mi-a plăcut foarte mult. M-am simțit ca un turist internațional pentru prima oară. Aveam senzația că se uită foarte multă lume la mine. Mi-au zis prietenii să iau un troller, nu știam ce e ăla. Mi-a luat valiza de armată și i-am pus două rost pe spate. A întrebat cineva, nu vă spărați, lustru faceți? Dar am intrat în avion. Aveam emoții, recunosc. Cred că... Cu toții aveți emoții când urcați în avion. Eu aveam emoții pentru că aveam un credit bancar și vreau să mă întorc să plătesc din rate. Cunosc politica bancară, am lucrat la bancă. Știți care este politica bancară? Și mort te căutăm. Și am zis, bă, hai că mai bine mă întorc. Dar știți unde m-am liniștit în avion? M-am liniștit în avion când s-au prezentat stewardii la primul meu zbor. Pe ei îi chema Jesus și Maria. Am zis, băi, e un semn. La primul zbor mă duc cu măsa și cu fiul. N-are ce să mi se întâmple. Nu are ce. Mi s-a întărit ideea când au dat sandwich-ul și apa. Erau liniște în avion. Am zis, cina cea de taină în zborul liniștit. Nu tu turbulențe, nu tu nimic. Da. Dar când m-am întors, aveam emoții. Na, că eram și eu singur, dar sunt o fire vorbăreață, m-am așezat lângă fereastră și a zis, lasă-mă tot zborul până în țară, stau și eu de vorbă cu românii care se întorc acasă. Și s-au așezat lângă mine doi bărbați așa înalți, tineri, frumoși, cu barbă. Și a zis, lasă că fac cunoștință cu ei. Am întins mâna, le-am spus că mă cheamă Daniel. Păi îi chema Petru și Pavel. Am zis, bă, cine mi-a luat mie bilete, mă, îmi ia patriarhia, cine mi-a? Dar am ajuns în Spania și am ajuns pe un aeroport mare, aeroportul lor din Madrid. Într-adevăr, recunosc, nu sunt rău acum, dar am făcut oarecum o comparație, pentru că
aeroportul din Madrid e un fel de mall pe lângă Băneasa care pare o consignație. Dar, mă rog, acum nu știu cum mai arată, că n-am mai zburat de mult din Băneasa, dar la Madrid au venit organizatorii, aveam un spectacol în Madrid, m-au luat și m-au plimbat cu mașina. Lăsând deoparte faptul că am văzut oameni că merg pe stradă și zâmbesc. Nu știu, așa zâmbeau, uite așa mergeau toți. Am văzut infrastructura lor, autostrăzi de intră în oraș, autostrăzi de se lasă înspre cartiere. Am zis, Doamne, de unde au ăștia atâta ciment, că noi n-avem nici în curți. În centrul Madridului, în centrul Madridului, m-au băgat cu mașina pe sub un tunel și mi-a zis șoferul, Țuțu, știi ce e sub noi? Nu, e trenul. Mă, și sub tren știi ce e? E metrou. Bă, îmi venea să-i întreb, și sub metrou ce aveți? Vapoare, corăbi, un port? Ce aveți, bă, aici? La Barcelona, când m-am dat jos din avion, la Barcelona ai opțiuni. Poți să iei tren, poți să iei metrou, poți să iei taxi. Am ales metrou. La Barcelona, în aeroport, când am intrat în metrou, am aflat ce e sub metrou din Barcelona. E metrou. Și sub metrou metroului din Barcelona e metrou. Metrou. Bă, nene, 3-4 nivele în pământ metrou. Imediat m-a dus capul să înțeleg că Dorel al nostru a plecat la ei. Parcă am și văzut filmul în cap, am zis așa, Dorel a devenit Dorelitos și l-a chemat șeful, Dorelitos. Vamos a la playa. Si, patrones, Dorelitos. Tu ai fost de serviciu aseară? Si, patrones. Și a uitat burghios, a prins-os, idiotos. Ți-am zis în lateralos, nu în pământos. Ai făcut bigauros. Și am zis, bă, nene, bă, să poate. Ne plac țările străine, ne place să ne ducem, să vizităm, să admirăm. Am zis, bă, stai puțin, că până la urmă și noi avem metrou. Da, uite, când au terminat tronsonul ăla, drumul Taberei, ați văzut că la prima ploaie mai sănătoasă l-a inundat. Mă gândeam, bă, dacă mai făcea un tronson, cum se numea stația aia, la acvarii? Cred că îți dădea abonament complet scuba diving, cu bilet pe tot, o lună de zile, ca să înnoți între stații, nu știu. Și am zis, bă, cred că se poate și la noi. Cu toate că i-am întrebat pe românii din Spania care trăiesc acolo și muncesc acolo, bă, țara e frumoasă, am rămas cu gura căscată, chiar mi-a plăcut și Madridul, și Valencia, și Barcelona. Dar i-am întrebat, bă, ce vă face să stați aici? Într-adevăr, nivelul de trai, salarii, mă rog. Dar mi-au spus toți, la unison, zice, serviciile medicale. Și că serviciile medicale în Spania sunt ireproșabile. Și am zis, bă, la stat, da, și la privat, da. Zic, bă, și noi avem servicii medicale. Și la privat, la privat, bine, la noi în România, la privat, da, sunt ok serviciile medicale. De ce spun treaba asta? Eu am un băiețel de 10 ani și când s-a născut acum 10 ani de zile, a născut odată soția mea cu soția unui prieten foarte bun al meu, dar aia a născut la spital privat. Și l-am întrebat și eu, bă, cât te-a costat? Eu cred că a vrut să se laude, că mi-a zis, zice, bă, 200 de milioane și ceva cu ce am mai dat pe acolo. Zic, 200 și ceva de milioane? Bă, n-am putut să mă abțin și l-am întrebat. Și încă mai naște, mai scoate din ea, mai... Păi ce s-a născut, bă, formația Minison cu dirijor, cu tot? Dar poate a plătit să-l lase acolo. Nu, Cătălin, dar când s-a născut fiul meu, eu am plătit 600 de lei să-l curețe, să-l aspire, i-am zis și soției. I-a zis, iubita, bine că nu te-am dus acolo, că 600 de lei cât am plătit noi, era taxă că ne-am gândit să-i punem nume. Eu cred că e loc și de bine la noi. Am avut nevoie, chiar m-am simțit rău și m-am dus la un spital județean la urgență. Acum vă întreb și pe voi, ce înțelegi prin urgență când ajungi la urgență? Parcă vine cineva și tu ai și dispărut. Ja, te-a și luat. Urgență. Să întrebe soția, dar unde... Să vină cineva să-i zică, stați liniștită, vi-l aducem. Și am intrat cu soția la urgență. Mă simțeam rău. Într-adevăr, erau cadre medicale, uite așa se mișcau, uite așa era o mișcare acolo, bă, aveai impresia că ești într-un stup. Ziceai că sunt niște albine, toate buzeau un stilul lor acolo. Stăteam în ușă, mă uitam, nu era niciun pacient, eram decât eu cu soția. Efectiv, m-am simțit trântor. Am zis, ce bă, mă? Bă, dar nimeni nu mă băga în seamă. Că la un moment dat nevastă mea m-a întrebat, bă, nene, dar ce au ăștia? Zic, bă, femeie, nu știu, ori fură, ori să mută, nu știu. Să mută. Deci, nu știu.
Că până la urmă am oprit și eu, domnișoară asistentă, o aia mică minion așa. Am văzut eu că e mai înțepată. Și i-a zis, doamnă, eu zăză-i prost. Nu mă întreabă nimeni și pe mine mă simt rău. A fost cea mai șmecheră întrebare pe care eu am primit-o vreodată de la un asistent medical, la urgență. Dar ce doriți? Voi vă dați seama că eu la urgență eram întrebat ce doresc. Și a zis, bine, doamnă, aduceți-ne un meniu, că ne alegem noi dacă... I-a zis soției, luăm o ciorbiță otită, continuăm cu o rujeolă panești și desert luăm bube dulci cu rivanol. Bă, femeie! Mă simt rău, mă doare în capul pieptului. Zice, scoate limba. Păi, n-am venit să mă măscăresc aici. Și-au dat seama că sunt răcit, am pneumonie. Și m-au dus la etajul 1, la boli infecțioase. Erau într-adevăr doi bătrâni, cred că ea că era între ei, că unul era în dreapta, unul era în stânga. Și 6 paturi goale. Acum vă întreb și eu pe voi, dacă ești pacient și intri în salon, nu ți alegi tu patul? La mine n-a fost așa. Cred că am deranjat-o pe doamna asistentă, pe doamna albinuță asistentă, cred că cercurile după spate o strângeau așa, că nimeni nu spune că n-avem și cadre medicale extraordinare. Dar nu știu dacă sunteți de acord cu mine, doar aplaudați dacă sunteți de acord cu mine. Considerați că în spitalele din România sunt și acrituri? Doar. Așa, una care nu i-a intrat lămâiul, i-a intrat tot copacul, dar mă rog. Și la un moment dat, doamna asistentă zice, în patul acesta să te așezi. Zic, doamnă, în patul ăsta nu mă așez că e plin de istorie. Era ruginit, avea o pătură infectă, i-a zis, nu mă pot așeza în el, că n-am cum să deranjez istoria. Aia făcea, zică, ce istorie, domn? Cum, doamnă, dumneata, lucrezi aici și nu știi de unde e patul? Nu, de unde e? Patul ăsta l-au găsit constructorii și au făcut spitalul în jurul lui, nebună mică. Tu nu înțelegi că eu nu mă așez în patul ăsta, schimbă-mi așternutul. Ea zice, n-am cheile de la magazin, am zis, le-am eu. Păi de unde ai dumneavoastră cheile? Arată mușa, cum o deschizi? Îi dau un șut. I-a zis lui a mea, dă-i 20 de lei. A mea zice, de ce? Așa se deschide proasca. La 20 de lei face oac. În 5 minute a venit cu așternut levănțică, mi-a fost frică să mă mai internez, am crezut că mă bagă la chirurgie. I-a zis lui a mea, de să poate, dă-i 50 de lei. A mea zice, de ce? Păi dacă la 20 de lei mi-a adus așternut apretat, la 50 de lei mi-a zis baldachin, mă hâțâne toată internarea, hâța. M-a dus capul, dar în mine, așa, în creier, că parcă-mi venea să-i zic lui a mea să-mi lase 100 de lei. Îmi dat seama la 100 de lei, cred că mă dădea hâța, dar îi dădeam și puțin, m-am gândit, dar nu mult. Bă, nu sunt rău, poate foarte mult, dacă asta ar putea să zică, bă, ce vrea să spună tutul? Tutul vrea să spună că merităm, dacă plătim taxe, să fim mai apropiați, mai empatici, mai buni. Și am spus treaba asta de ce? Pentru că chiar la știri au anunțat, au dat la știri o chestie și am rămas așa un pic, am rămas trist, pentru că la știri, în zona unui spital din România, o româncă a născut în stradă, un copil. Și am zis, bă, a ieșit și domnul ministru și a spus, este inadmisibil, zic, da. Să ia să bage în casă, domnul. Oh, m-am gândit eu, cine mai trebuia în peisajul ăla să vină? Poliția locală să-i dea amendă pentru naștere neregulamentară că n-a păstrat distanța. Oh. Și cu asta eu vă mulțumesc din suflet, am fost Dan Tuțu, voi sunteți minunați. Să rămână, doamnă, vă pup și vă iubesc. La revedere. Liniștiți-vă. În primul rând, salut colegi, salut colegul. Uite cum e să ai lumină, curent electric. Bună seara, public, vă rog încă o dată aplauze pentru voi. Da. Că ați stat cu noi un sezon și vă mulțumim frumos. La mulți ani, oameni de acasă, e 30, azi e 30, nu? Azi e 30 decembrie, da? Sunt o grămadă de oameni care și-au băut deja băutura pentru Revelion și înțeleg din suflet această chestie. Doi la mână, vreau să încep cu știrea care a dat România peste cap în 2023, o știre pe care am văzut-o la o televiziune obscură, la o emisiune obscură, dată cumva de o femeie cu un permanent, uitându-se în cameră cu niște ochelari pe nas așa și țipând, nație!
Avem stupefiante în România! Și eram acasă cu o țigară. Țigară. Și eram... Da! Sunt peste tot! Mirarea României, că încă avem și în România, este prea târziu, sunt triburi undeva în junglă de oameni care ling broaște. Nu au ajuns și la noi în sfârșit. Sunt oameni care n-au descoperit încălțămintea și îmbrăcămintea și ling broaște. Altul de lângă ea spunea, păi cum? Că nu s-a mai făcut nicio captură de droguri în Portul Constanța de 2 ani. Și eram, da, că se vând. Nu mai stau. E cererea atât de mare, este ceva incredibil. După aia am intrat la un moment dat pe National Geographic, era un reportaj din Dubai, unde este cea mai mare securitate în ceea ce privește consumul și traficul de droguri. Și era o reporteriță, era o doamnă de la antidrog îmbrăcată în doamnă de la antidrog, cu un câine lup îmbrăcat și ăla în câine lup, toată lumea era îmbrăcată cum trebuie, deci respectau uniformele. Și asta a umblat după ea și făcea, cum îi face să-i prindeți? Și aia a zis, ne uităm la ei. Cine trece pe aici... Și ce le mai faceți? Și aia a dat fatală, a zis, care transpiră abundent? Are ceva de ascuns. Și eu eram acasă și mă gândeam să moară măta cu o tabiță, nu trece de Dubai. Și îți dai seama dacă nevasta e pe bufeuri, că o lași acolo? Statul român are un dialog cu cetățeanul fără să vorbească cu tine, și anume care? Ok, sunt multe care nu trebuie legalizate, dar lasă-ne unul, mâncața-și gura ta de stat. Lasă-ne unul care există în alte țări, alte țări și alte state care bubuie de bine ce le e. Eram în Amsterdam în decembrie, în mine era înghețat, era un pantalon scurs pe bicicletă, era Schweinslochen. Și la noi țipă babele în drumul taberii în fiecare an. Primare, dă-ne căldură! 60 de lei gramul le bagi direct în calorifer. Să vezi pe bunic dacă te sună caldă, mi-e atât de cald încât îmi vine să-mi dau proteza jos. Nepoată, am descoperit dreadurile. Statul are un dialog cu tine. Statul te protejează de tine. De ce se întâmplă asta? Pentru că statul știe ce e mai bine pentru tine. Nu poate să lasă la liber anumite chestii, că îți faci de cap ca cetățean. Nu le facem autostrăzi. De ce? Că umblă, o să umble, o să cumpere benzină de nebune, o să polueze România și nu o să mai vedem minunea de lună la care ne uităm toți de pe pajiști. Nu le faci spitale, de ce? Că o să bucure nenorociții, o să o dea în hedonism, o să vezi oameni care o să se bucure pe stradă. Nu le legalizezi, de ce? Pentru că o consumă nenorociții. Dar ăla țapă-n în goală cu o sticlă de ta într-un parc. Care se uită la fete și face, ce face fata? Joacă jogging? Ce-a fost în regulă cu el și cu statul de-au zis ăla este în regulă? Nu! Eu, ca cetățean, trebuie să am dreptul să-mi fac realitatea dacă așa aleg eu. Automat vreau aprozar și mărie lângă. Vreau să văd dacă mi-au ouă sau vorbesc direct cu găina. E dreptul meu. Da. M-a oprit. Numai ascultați-mă. M-a oprit. Acum ați filtre peste tot, de ce aveți grijă? Am o mașină muscle car și atrage atenția poliției. Și m-a oprit. N-am oprit inițial. Pentru că mi-au dat girofaruri și eu nu știu ce înseamnă. Că nu e un cod anume, nu vorbești girofariana, îți dă roșu-albastru. E steaua, pentru mine asta e steaua, eu n-am treabă cu steaua. Și m-au tras pe dreapta, venea polițistul la geam, eu am o problemă, sunt comediant. Țin neapărat să fac o glumă. Și pe la urmă era poliția, ce să-mi fac? Și m-a bătut cu o lanternă în geam așa, am deschis geamul și am zis o porție de cartofi prăjiți și un hamburger, te rog. Voi râdeți, ăla n-ars. A țipat la mine, dă-te jos, e filtru antidrog. Și a zis, îmi sperii Camila. Tu nu o vezi? Ea te vede pe tine, să știi. A deschis ușa, a zis, stai, abuz. Ăla nu înțelegea ce zic, dă-te jos, e filtru antidrog. Și a zis, dacă mă dau jos sau rămân în mașină, sunt la fel de drogat. Nu mi se schimbă condiția în funcție de aer. M-am dat jos din mașină, în spatele meu, un om bătrân cu o mașină roșie, vai de cap, l-au scos și pe ăla din mașină. Ăla tremura tot, s-a uitat la mine și facea, ce? Și zic, nu știu, băbăciune, nu-i dau un gât, nu sunt turnător. Vezi, fiecare problema lui.
L-am și întrebat că pregătea testul așa și zic polițistului, dar până de ce? Și e filtru antidrog, așa și ce? Dacă are 80 de ani, ce poate să fac? Ce poate să facă la vârsta aia? Adică eu la vârsta aia nu vreau pensie din partea statului român. Că n-am ce să fac cu ea, că oricum e mică. La 80 de ani, când îmi tremură toate oasele mine, vreau să vină poștajul din partea statului cu un timbru, ling și mânghii pinguinii din bucătărie. Asta vreau să fie bătrâneția mea, să zic, v-ați luat? Da, eu nu v-am luat nimic. Lasă-l mă în pace, e bătrân și a plătit taxele, a muncit toată viața, a fumat un să fie sănătos. Ce o să facă? O să aibă o criză de stupefiante și o să umble cu premergătorul prin societate să împungă tineretul. Mă! Mă! Unde-i Temișan? Mă! Eu băgam muștiucul ăla în gură, că îți bag un muștiuc în gură, așa îți face în gură cu muștiuc. Când făcea gura, îmi făcea o fălce. S-a uitat la mine sticlos așa, a scos muștiucul din gură, l-a băgat în telecomandă, aia s-a uitat sticlos așa la mine și făcea, v-ați drogat, domnul Bordea, v-ați drogat? Și am zis, vedem. Așa dacă zic eu, e ușor mâncatea-și gura. Vă-ți datoria, investigează. Dar nici eu nu mai știam, cam treabă. Nu mai știu, am facturi de plătit, am angajat, eu știu ce băgasem. N-a ieșit nimic, i-a băgat acolo, n-a ieșit nimic, se uita Mira la mine, era nimic, el ca el, dar eu. Se mai băgați-o luată că telecomanda stricată, mie nu-mi spuneți că am dat un milion pe un plic de leuștean, mie nu-mi spuneți că fumez un început de ciorbă de o săptămână. Nu-i problemă, pune bă filtre peste tot, fă-ți datoria, dar nu te comporta ca și cum ai autoritate, că asta m-a enervat. Când m-a scos din mașină, era autoritar, se uita la mine cu ochi sticloși ca și cum, hei, eu sunt legea. M-ai prins pe mine și un moș. Mi-ai speria Camila și pe ăsta. Plus că pui filtru total aiurea. Miercuri. Cine îți droghează miercuri? Hai să fii surprins. Autoritatea m-a enervat pe mine, pentru că în țara asta să fie arestat trebuie să ai ghinion. Trebuie să ai ghinion. L-ați văzut Cherecheș, l-au prins că și-a folosit telefonul, mă. Nu știa nimeni unde e, până le-a trimis el mesaj. Sunt în Turcia sau în Germania, nu o mai căutați. Au umblat pe TikTok. Sunt oameni care n-au pățit nimic, deci trebuiau să pățească ceva. Lasă-mă pe mine și pe moșul ăla. Ce puteam să fac? Îmi conduceam mașina mai încet dacă era să fie, da? Dar ați văzut pe ăla din Sibiu? Era drogat, beat, fără carnet la volan. L-a prins poliția, l-a dus la secție. Poliția s-a uitat în stânga, ăla a plecat. L-au căutat 2 ore în secție. Niște polițiști jucăuși care a zis, evați ascunselea, evați ascunselea. 1. Hai, ieși. L-a plecat. A luat mașina poliției, ceea ce de înțeles, că el nu mai avea mașină. Și a dat amenzi în tot Sibiu până seara când l-au prins. Credeți că acum ai răstigni pe primăria din Sibiu și aruncă copiii cu roșii în el, infractorile? Nu, e acasă, regretă. Eu am un unchi în Botoșan, se întorcea de la o nuntă, era țapă, nu mai avea ambii ochii, se împreunase, era ciclopul din Botoșan, așa se spunea. Conducea în zigzag, fost schior. L-a oprit poliția când a dat geamul jos ăla, se întorcea de la o nuntă, era mort. Pe polițist l-au lovit 7 revelioane în Botoșan, direct în muf, așa. Și ăsta l-a întrebat, sunteți beați? Și ăsta a zis, eu ca eu, dar să vedeți ce vine în spate. E acasă, regretă. Crește pui de alb. Autoritatea poliției m-a enervat, pentru că n-au, pentru că nu se bagă când trebuie. Eu dacă pe mine mă bate unul în stradă, vin și zic, de la ce v-ați luat? De la ce v-ați luat? N-au Și mai e o chestie. Haideți să nu ne c***m pe noi ca român că mor pe treaba asta. N-avem un stat atât de nesigur pe cât ne închipuim noi. Nu e. La noi clandurile se bat pe TikTok. Nu e ceva atât de nasol. Nu e nasol. Și îți dai seama de siguranța unui stat în funcție de cum e îmbrăcată poliția acolo. Am fost în Mexic. Ei erau pregătiți să moară.
Aia erau cu vest antiglonți pe ei, cu cască, cu mitralieră, cu colantați în acatistele lor sau ce d-o au. Uitați-vă la noi. Când îi vezi prin intersecții, mai ales vara, grași, cu chipiul ăla pe vârful capului, așa, transpira tot, cămașa albastră deschiată până la heleșteu din buric. Pantalon de stofă și pantofi cu toc. Ăla nu-i polițist, ăla e un socru mic la un final de nuntă. Ăla nu-i polițist. Siguranță și credere că ce? Că poți să ții un secret? Probleme au mai fost. Probleme sunt, probleme ori să vină. Depinde cum răspundem la ele. Asta e un principiu din stoicism. Eu nu mi-am dat seama, vreau la final să vă zic o poveste la care țin foarte mult. Eu nu mi-am dat seama de fratele meu că este acest stoic în viață, deși nu știam conceptul și nu știa nici el conceptul și nu știam ce face până nu mi-a zis ce face. Deci, probleme au fost, probleme sunt, probleme o să tot fie. Depinde de noi ca români cum răspundem la ele, da? Vrei să elimini traficul? Legalizează. Vrei mai multă autoritate? Antrenează-i pe ea să știu de autoritatea lor. Dar de ce depinde, înveți? De ce înveți? Măcar oprește-te. Să fie cât de cât. Depinde cum răspunzi la probleme. Și aici vreau să vi-l dau exemplu pe frate meu. Era în felul următor. Frate meu era la țară în Botoșani. Era la bunica mea la țară în Botoșani. Eu eram la facultate. Și într-un weekend m-am dus să-i vizitez. Și l-am găsit pe frate meu cu două sârme, le băga în priză și se curenta. Și făcea... Eu mâncam un măr. Nu l-am oprit. Că-l știu, îl cunosc, e frate meu, mi-ar fi cerut măr și nu mă mai duceam înapoi până... Și ne iubim atât de tare. Și ăsta se corenta, eu mâncam. Ăsta se corenta, eu mâncam. Mi-am terminat mărul și am zis, bă, ce faci? Și atunci am observat. Deși avea părul ars în cap, se topiseră și pistrui, că l-ai pistruiat, e din alt tată. Și se uită... Și corentându-se în continuare, se uită la mine și zice... Ce să fac, băi, Cătăline? Ha! Au venit mascați aseară la discotecă și le-au băgat acum în dotare electroșocuri și mă călesc, că ăștia nu mă mai doboară pe mine niciodată. Anul fericit!